Elevul Rusu Andrei de la Colegiul Andronic Motrescu a reprezentat Rădăuțul cu succes la Olimpiada Națională a Sportului Școlar de la Craiova din 25 aprilie, obținând locul al doilea la etapa finală de cross. Domnule profesor, la atletism, pe data de 25, la Craiova. Ați avut o competiție? Da. Finala Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, unde sportivul Andrei Rusu, pregătit la Clubul Sportiv Școlar Rădăuț, a participat pentru Colegiul Andronic Motrescu la finala pe țară, la licee, unde în cursa de 2500 de metri s-a clasat al doilea, devenind vicecampion, astfel vicecampion național al României. Acest elev era înscris pentru... El avea de ales între un meci internațional între patru țări, Israel, Cipru, Ucraina și România, și a ales să participe pentru Colegiul Andronic Motrescu, să aducă lauri și pentru acest minunat colegiu. Pe această cale mulțumesc și conducerii școlii, domnului director Dâmbă Florin, doamnei directoare adjuncte Angelica Păslar, cât și întregului colectiv minunat de la Colegiul Andronic Motrescu, de profesori. O următoare competiție va fi pe 16-17 mai, unde Dorin Andrei Rusu va încerca să stabilească din nou baremul pentru calificările la Campionatul Mondial de Pistă, ce va avea loc în Columbia. El a făcut odată baremul, dar trebuie reconfirmat. Pentru a participa, el este deja cu jumătate de picior, ca să spun, metaforic vorbind, în avionul ce îl va conduce la mondiale, dar trebuie reconfirmat acest barem.